Poluarea aerului ne încolțește de peste tot, având ca pradă tinerii și vârstnicii deopotrivă. Se strecoară pe nesimțite dincolo de mecanismele de apărare ale organismului, atacând plămânii și creierul. Armele sale sunt invizibile, particule otrăvitoare care pot avea mărimi de dimensiuni moleculare. Cu fiecare inspirație, ele pătrund prin bariera protectivă a plămânilor. Ajunse acolo, aceste particule provoacă inflamații, în vreme ce sistemul tău se luptă asidu să se protejeze. Însă acești minusculi intruși reușesc să penetreze mecanismele de apărare, făcând loc componentelor toxice, care sădesc adânc semințele cancerului. Acestea alunecă direct în sistemul sanguin, sabotându-ți întregul organism. Particulele inflamează și contractă vasele de sânge, crescând tensiunea arterială până la punctul în care se poate declanșa un accident vascular cerebral. Particulele dislocă placa de grăsime care a fost dobândită în urma alimentației și creează astfel cheaguri care pot ajunge să fie fatale pentru circulația sângelui către inimă și creier. Cu fiecare caz de atac cardiac sau infarct, accident cerebral-vascular, afecțiuni pulmonare sau cancer, poluarea adaugă încă o viață în palmaresul său. Haideți să punem capăt acestui ucigaș invizibil!